Noi eram veniți, eram cu Pluta. Da, da, era, era Anita ceva... mai... Și ne uitam la Dan Diaconescu și intram în direct. Nu cred, nu, 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 nu. Ne uitam la Dan Diaconescu. Nu, 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 nu cred așa ceva, nu cred și așa. Și începe o emisiune și scria mare pe ecran: Moroi, fantome și pricoliți. Ora 12 noapte. Neamț în camera lui, eu în camera asta, între noi camera de trei locuri, telefonul, fiecare în camera lui cu telefon fix. Și mă uit acolo și avea Dan Diaconescu, ce invitată, doamna Elena, cu o ansă, cu o tablă de aia, cu doamna Elena, care era ansista șefă, domnul Cutărescu, parapsiholog din lumea nu știu care, nu știu ce, și încă unul care era în dubie, ăla nu se știa, era ca din Office, personajul știi ce face. Și Dan Diaconescu, și problema lor era în seara aia, să sune oamenii, să spună de evenimente paranormale întâmplate, să se trateze, să vedem dacă există moroi, pricoliți și fantome. Bă, fantome știam, moroi știam, pricoliți și abar n-aveam despre ce e vorba. Bă, și la un moment dat, uitându-mă acolo, văd pe ecran acolo că apare Cătălin. Luăm în direct pe domnul Cătălin. Spuneți, domnul Cătălin. Și ce că domnul Cătălin zice, domne, că am o problemă, că eu cred că mă bântuie spiritul nevastă mea sau nu mai știu ce, care a murit, Dumnezeu să ierte, dar de ce credeți treaba asta? Zice de Iaconos și el zice, domnule, îmi dă draperiile jos, eu când-s plecat la muncă, eu stau singur și găsesc draperiile date jos, eu le pun, găsesc draperiile date jos. Și aia cu ansa, stați așa să luăm, bă, eu, mi se părea mie că-i cunosc vocea, știi? Și bă, ce trec, cât mă duc pe hol așa, îl auzeam pe Neamțul, da, domnule, și dă draperiile jos, bă, zic, nu se poate așa ceva. Am sunat și eu, pe linia elaltă. Apărat jos acolo. Imediat luăm pe domnul Mihai în direct. Da, spuneți. Domnule, zic că am o problemă. A murit bunică mea și de 2 săptămâni. Zic, nu mai știu, îmi face hainele, mi le încurcă între ele, nu știu, și aia serioasă cu ansa, zice, ce mă îi plăcea să mănânce ei? Mâncare de prune. Să-i dați mâncare de prune de pomană, că altfel pleacă spiritul. La care Neamțul din partea aici, Cătălin, sunt domnul Diaconescu, da. Dacă dă mâncare de pomană și stă în bloc, nu se mută fantoma la celălalt care îi dă să dea în alt bloc. Aia cu ansa, nu știu asta, bă, deci o demență, ăia ne ascultau. Am închis telefonul, dă-i râs, bă, nenorocitule, tu erai, m-am prins după voce. Când ne uităm, domnul Adrian era în direct, ia zic, hai să vedem, vedem și unul de ăsta dement, care chiar o avea. Real dement. Domnul Adrian avea o problemă, că se visa pe un deal cu mireasa și când dădea voalul după mireasa, avea față de cal. Și eu zic, domnul Adrian, da, mă zic, ia sună, mă, ia formează numărul lui Horobeț. Era Horobeț. Nu cred, bă, care ne-a auzit. El ne-a auzit și a sunat și el. Nu cred, bă, așa, băi, așa. Aici, bă, când v-am auzit, mi s-a făcut pofta. Am vrut și eu să sun. Horobeț care se dea la câteva blocuri mai încolo, pe incredibil, mă, incredibil. Da, și aveam asta, sunam la Dan Diaconescu, ne-a mai băgat tot felul de probleme.